La Câmpul Lung, la Vila Golescu, la un eveniment deosebit intitulat Pe firul Porangicului, eveniment organizat de Consiliul Județean Argeș prin Centrul Cultural, Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș, pe care eu îl reprezint astăzi, în parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio, gazdele noastre de aici, proprietarii Vilei Golescu, cărora le mulțumesc pentru amabilitatea de a găzdui acest eveniment care sperăm noi să devină emblematic pentru municipiul Câmpul Lung și pentru zona de Mușcel. Acest eveniment s-a născut din dorința și din nevoia comunității din Mușcel de a-și pune în valoare cele mai frumoase lucruri. Locurile, oamenii și lucrurile extraordinare pe care oamenii de aici le-au făcut de-a lungul timpului și pe care continuă să le facă. Prezența dumneavoastră numeroasă dovedește că în Mușcel tradiția trăiește. Și trăiește datorită multora care întotdeauna au păstrat în suflet, în primul rând, ce au avut ei mai drag. Credința și legătura cu locul. Avem alături de noi astăzi personalități importante ale statului român, ale culturii române și am să încep prin a o prezenta pe doamna Simona Bucura Oprescu. Este un fel de a spune că trebuie să vă prezint eu pe dumneavoastră pentru că la Câmpul Lung și în Argeș și cred că nicăieri n-aveți nevoie de prezentare. Este sufletul acestui eveniment. Ne-a sprijinit necondiționat și îi mulțumesc încă o dată că este aici. Îl avem de asemenea pe domnul Marius Budăi, ministrul muncii. Pe domnul Cristian Lazăr, secretar de stat în Ministerul Culturii. Pe doamna Gabriela Nedelcu-Păsărin, președintele Comisiei de Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii. Avem de asemenea alături de noi pe doamna Ana Maria Cătăuță, președinta Comisiei Reunite a Senatului și Camerei Deputaților pentru UNESCO. Am acolo o mușceleancă, jet by jet, care face evenimente deosebite și care pune întotdeauna Mușcelul în valoare pentru că îl poartă în suflet. Este vorba despre doamna profesor universitar doctor inginer Doina Banciu, vicepreședintele Academiei Oamenilor de Știință din România. Nu în ultimul rând, am în dreapta mea pe doamna Ligia Fulga, membru în Comisia Națională a Muzeelor, care are o surpriză extraordinară pentru noi. Și imediat ajungem și acolo. Evenimentul de astăzi are un fundament științific pentru că pleacă de la o cercetare amplă cu privire la prelucrarea porangicului în România și în mod special la istoria maramei și la modul în care ea a fost realizată și purtată până în zilele noastre. Dar avem și o componentă aniversară. Astăzi, Cooperativa Meșteșugărească Marama Mușceleană aniversează 50 de ani de la înființare, 50 de ani de activitate continuă. Împreună cu doamna deputat am hotărât că Marama Mușceleană merită să fie celebrată astăzi pentru că vrem să subliniem importanța activității acestei cooperative meșteșugărești, pentru că datorită lor, exclusiv datorită lor, astăzi în Mușcel mai există două femei care țes marama. Una este mai în vârstă, o cheamă Doina Neguț, este din Lărești. Nu a putut să fie astăzi aici, dar țese acasă. Și mai există o doamnă, cam de vârsta mea, este din Poenarii de Mușcel, din Jugur, din satul Jugur, o cheamă Elena Angel. Și sper din toată inima mea că este aici, alături de noi. Să vedem, da. Doamna Angel, vă rog să veniți aici, alături de mine. Faptul că Marama Mușceleană a activat neîntrerupt și a ținut tradiția vie și în perioada de negare a costumului popular, aceste doamne, doamna Angel, a învățat să țeasă de la soacra dumneaei.
Iar doamna Neguț de la Lărești a țesut pentru Marama Mușelană, așa cum au făcut-o și mama și bunica ei. Dar despre acest moment puțin mai târziu. Am să-i dau cuvântul domnului ministru Budăi. Domnule ministru, vă mulțumim pentru invitație și vă rog să ne spuneți ce gânduri aveți cu acest domeniu. Chiar prima așa. Eram mai liniștit. Mă gândeam că mai durează. Sărut una, doamnelor, bună ziua, domnilor. În primul rând vreau să mulțumesc colegii mele, Simona Bucură Obrescu, pentru invitație. Salut tot mediul academic, vă salut pe toți. Sunt emoții extrem de importante. Eu am crescut într-un muzeu în Botoșan, mătușa mea fiind muzeograf la Nicolae Iorga și de fiecare dată când calc în curtea unui muzeu sau intru, e o emoție specială pentru mine. Ce gânduri am cu acest domeniu? În primul rând este important că mai există acest domeniu. În deplasările pe care le fac în țară și în județul meu natal, județul Botoșani, mă bucur foarte mult să văd tot mai mulți copii îmbrăcați în straie populare. Straie, așa le spunem noi la Moldova. Și tot mai mulți copii practicând dansul popular. Asta este un lucru extrem de bun. Îi dau un pic jos ochelarii să știți că nu sunt de soare, sunt de vedere, dar... Și asta este un lucru foarte bun. Cred că amploarea târgurilor meșteșugărești, pentru că ar trebui de aici încolo să organizăm și târguri meșteșugărești, cred că ar putea readuce în atenția noastră, mai ales în atenția copiilor și a tinerilor, aceste lucruri. Pentru că începem ușor, ușor, ca la târgurile meșteșugărești, să nu mai vedem chinezării, să vedem chiar lucruri făcute de mâna copiilor, de mâna bunicilor, nepoților. Cred că avem nevoie de o reglementare separată aici, pentru a încuraja, în primul rând, nu neapărat munca după acasă, nu intrăm în acel discurs de după pandemie, că am lucrat de acasă, vreau să evit acest lucru, dar meșteșugul se face de acasă. Și cred că avem nevoie de o reglementare aici și vă asigur că mă veți avea partener. Putem face în așa fel încât, crescând, bineînțeles, cererea, vorbesc și eu mai elevat ca o doamnă de reprezentant a mediului de afaceri de aici și să dau bine la mine. Crescând cererea de produse, vom putea acorda și asigura și venituri ca atare. Pentru că, să fim obiectivi, în primul și în primul rând, tinerii nu se îndreaptă spre arta meșteșugului, indiferent de care vorbim, de cusut, de vopsit, de olărit, și din rațiuni financiare. Trebuie să recunoaștem asta și să căutăm soluții să rezolvăm. Că dacă nu recunoaștem și nu descoperim noi toate punctele slabe, nu o să putem rezolva problema. Eu vă asigur că mă veți avea partenerii noastră. Sunt un copil simplu crescut la țară. Am crescut cu carpetă pe perete, cu mămuța mea de la țară care făcea covorașe de alea mici din cordele. Nu știu cum se spune aici. La noi, la Moldova, tot limba românească, dar cu accent de acolo. Și am și acum de la mămuța mea, la loc de cinste, pe terasa acasă, un fier de călcat pe care îl încălzea cu jar. Îl țin și pentru amintirea ei, dar și pentru a vedea copiii evoluția noastră și să le spun de ce este important să ne cunoaștem trecutul. Ceea ce faceți dumneavoastră aici este extrem de important. Spun și eu la mulți ani, la împlinirea, să spunem 5 ani, nu neapărat 50 de ani, ca să... La 50 de ani de activitate a cooperativei meșteșugărești de aici, vă doresc încă multe sute de ani de acum încolo, pentru că dacă va dăinui meșteșugul, dacă va dăinui tradiția noastră, cu siguranță țara noastră va avea viitor.
să avem o zi fructuoasă și frumoasă aici. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație. Îi dăm cuvântul acum domnului secretar de stat Cristian Lazăr din Ministerul Culturii. Vă rog, domnule Lazăr. Mulțumesc. Distins auditoriu, stimate doamne, dragi domni, îmi face o mare plăcere și o mare bucurie să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră și în primul rând aș vrea să vă transmit mesajul domnului ministru al culturii, domnul Lucian Romașcanu. Din păcate, programul domniei sale nu i-a permis să fie astăzi alături de noi, dar m-a însărcinat pe mine să transmit din partea domniei sale întreaga lui prețuire și adâncul lui respect față de tot ceea ce faceți dumneavoastră aici. Pentru domnul ministru, cred că nu este un secret pentru nimeni, păstrarea tradițiilor populare este o prioritate, nu neapărat fiindcă ar fi înscris într-un program de guvernare, ci doar pentru simplu fapt că astfel ne păstrăm identitatea națională. Într-o vreme și Ministerul Culturii se numea Ministerul Culturii și Identității Naționale. Când spunem cultură, spunem identitate națională. Portul popular, tradițiile sunt parte integrantă și parte constitutivă a națiunii române și a identității naționale. Nu putem vorbi de identitate națională fără cultură, fără tradiții, fără obiceiuri. Domnul ministru vă mulțumește pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră aici, cunoaște foarte bine zona, este un prieten adevărat al zonei dumneavoastră, vă transmite cele mai calde urări de prețuire, de a duce mai departe ceea ce faceți dumneavoastră în această zonă pentru portul popular și pentru tradițiile populare. Așa cum spuneam, în ceea ce mă privește, sunt pentru prima oară la dumneavoastră în zonă și nu mă mir deloc de ce Radu Negru Vodă a descălecat la Câmpul Lung și nu în altă parte. Fiindcă din câte am văzut și din câte am citit, dar acum văd cu ochii mei pe viu, este o zonă frumoasă, cu oameni harnici și frumoși și cu costume populare deosebite. Marama, pe lângă faptul că este un simbol al zonei dumneavoastră, reprezintă, zic eu, și multă muncă, hărnicie, pricepere și bogăție în același timp. Nu mă pot opri să nu compar cu portul popular de la noi din zonă. Eu provin din Harghita, din Toplița, unde la noi costumul popular este mai sobru, nu are o asemenea paletă coloristică și o asemenea bogăție. Sigur, condițiile geografice, istorice, n-are rost să intrăm în detalii, dar zona dumneavoastră este, cred eu, o zonă etalon pentru ceea ce înseamnă bogăția etnografică a țării noastre. De aceea sunt foarte bucuros că sunt în mijlocul dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați oferit ocazia și domnului ministru în același timp că m-a delegat pe mine să prezint mesajul domniei sale și vă urez în continuare cele bune și să duceți mai departe și cu siguranță veți duce ceea ce ați păstrat de sute de ani. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru că domnul secretar de stat și cu doamna Gabriela Rus-Păsărin trebuie să se retragă pentru o ședință online, am să îi dau cuvântul doamnei Păsărin și să-i mulțumesc în același timp pentru tot sprijinul pe care îl acordă instituției noastre și pentru implicarea dumneei în promovarea și valorificarea patrimoniului mușcelean și argeșan. Vă rog. Vă mulțumesc pentru această invitație, sunt onorată. Trăiesc încă o bucurie în acest an alături de dumneavoastră. Am fost impresionată de ziua portului popular la Mioveni, unde am văzut peste 2000 de oameni reprezentând generații diferite, venind cu bucurie la o sărbătoare comunitară, dar de fapt cu amploare și în adâncime, și pe verticală, și pe orizontală, ceea ce înseamnă reunirea familiilor, iată, într-o descendență memorabilă. Și iată-ne acum la un alt eveniment pe care îl consemnăm drept de excepție și nu întâmplător, pentru că Marama Mușeleană devine și a fost și
dorim să devină și pe viitor element de identitate culturală pentru un loc. De aceea, Câmpul Lung este, iată, astăzi un centru de cultură, dacă vreți, viu, viabil, grație implicării dumneavoastră de la administrația locală, județeană și națională și până la purtătorii de folclor care sunt astăzi aici. Referitor la Marama Muceleană și la cei 50 de ani de când dumneavoastră desfășurați în continuu, dincolo de orice opreliști istorice, acest meșteșug și puneți în evidență un element de identitate, identitate culturală, permiteți-mi să spun că din perspectiva Comisiei Naționale pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Imaterial este important ce faceți dumneavoastră, pentru că există un registru pe care ar trebui să-l alimentăm. Și este un registru de revitalizare cu elemente care trebuie să fie revitalizate și salvate de la uitare, în pericol de a fi salvate. Și atunci Marama Muceleană poate onorant să intre ca element în acest registru și ar fi un prim demers pe care vi-l propun și pe care cu siguranță vă veți strădui să-l concretizați și cu ajutorul comunității locale, fără îndoială, și a purtătorilor și a specialiștilor. De aceea mă bucur pentru demersul dumneavoastră de astăzi. Este un demers de excepție, într-o zi de excepție care se va consemna, nu mă îndoresc, într-un calendar al istoriei locale și județene, dar de ce nu și naționale. Și doamna Ligia Fulu, care este specialistul nostru numărul unu în ceea ce va însemna un proiect aici la noastră, dar nu spun mai mult, las plăcerea domniei sale, acest demers începe, a început, dar are borna azi aici. Din perspectiva Comisiei Naționale pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Imaterial, în acest an, printre cei 15 desemnați să poarte numele și titlul de tezaur uman viu, se regăsește și, dați-mi voi să-i spun cum îi zic eu, tanti Viorica Olivoto, cea care, iată, de o viață întreagă s-a dedicat acestui meșteșug al țesutului cusutului și din această perspectivă comisia a decis acordarea. Mă bucur că aici de față sunt cei doi referenți de specialitate care au susținut dosarul de candidatură, este doamna Filotea Pali și Roxana Deca de la Muzeul Olteniei, sunt aici împreună cu noi și le mulțumim pentru această susținere științifică, pentru că acest tip trebuie să aibă recomandarea comunității științifice, dar și comunității locale și din această perspectivă doamna Tanti Viorica Olivoto a avut peste 10 asemenea recomandări. Firesc, dosarul a fost aplicat și este și meritul Centrului Cultural de Arte, acum Argeș, doamna Elena Iagăr. Deci, iată, toți actanții acestui fenomen sunt de față și permiteți-mi să ofer în mod public acest titlu de tezaur uman viu Viorica Olivoto. O invit pe tanti Viorica. Felicitări, tanti Viorica, pentru acest titlu, bine meritat după o viață dedicată acestei pasiuni. Eu trebuie să ajung la dumneavoastră, nu dumneavoastră la noi. Felicitări din tot sufletul, merită toate aplauzele dumneavoastră. Da, îi mulțumeam tanti Olivoto pentru tot ce a făcut generații de-a rândul, s-a identificat cu acest meșteșug și este o efigie, dacă vreți, pentru județul Argeș. Vă mulțumesc foarte mult că mi-a apreciat lucrurile. Am foarte mari emoții ca de fel și cât o-i putea și merg și învăț și tot merg mai mult. Mulțumim că m-am luat, felicitări din toată inima, tanti Olivoto. Vă rog, dați-vă ochelarii jos. Vreau să-i priviți ochii, tanti Viorica,
Să știți că tanti Viorica este din Mușcel, de la Nușoara, localitate care este un simbol pentru argeșeni și pentru prețioasa lecție de demnitate pe care au dat-o partizanii din munți de la Nușoara. Să știți că așa este și tanti Viorica, o luptătoare care a învățat generații în șir să ducă mai departe această artă milenară, învățându-i să coasă, învățându-i ce înseamnă un costum popular românesc. Cred că astăzi am fost gârciți și cred că n-am aplaudat-o suficient pe tanti Viorica, care merită să vă mulțumim. Vă mulțumim, doamna deputat. Acum, doamna Ana Maria Cătăuță, președintele Comisiei reunite a Senatului și Camerei Deputaților. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că m-ați invitat. Trebuie să recunosc că e una din primele mele acțiuni ca președinte a Comisiei Comune pentru UNESCO și vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să fie alături de dumneavoastră. Când am venit, domnul de la intrare mi-a spus că dacă nu am costum popular, nu prea pot să intru. L-am rugat să fac o excepție. Vă rog să mă scuzați. Promit să nu se mai întâmple. Amintea domnul ministru de copilăria dânsului și eu mi-aduc aminte de bunica țesea și la bunica veneau doamnele din sat și torceau lână, nu știu dacă mai știu să țes astăzi, dar cu siguranță cred că mi-aduc aminte să cum se toarce lână. Și acest lucru este un lucru foarte important, pentru că de fapt costumul popular, straile populare sunt o formă de respect pentru generațiile care au trecut, dar și o formă de responsabilitate față de generațiile următoare. Și dacă nu înțelegem acest lucru, înseamnă că nu înțelegem cine suntem noi ca fibră națională. Eu sunt un om foarte deschis către Europa, către relația transatlantică. Cred că rolul României în lume trebuie să fie unul foarte bine conturat, dar în același timp îmi sunt dragi tradițiile populare și cred că dacă noi știm cine suntem, abia atunci putem să ne reprezentăm cu mândrie și în fața celorlalți. Trebuie să recunosc că, deși nu la un nivel atât de avansat al tehnologiei, Boiangicu se folosește și în Moldova, pe care eu o reprezint în Parlament, sunt deputat de Bacău, și în Moldova, ca și în alte regiuni, acest material a fost folosit pentru straiele tradiționale, în zona mea, în special pentru rochile, cămășile de mireasă. Comisia UNESCO este o comisie așa mai specială, se pare că suntem una din puține țări care are o astfel de comisie, pentru că rolul nostru este de a face legătura între instituția UNESCO, dar și instituțiile de pe teritoriul României, care se ocupă de păstrarea patrimoniului material și imaterial. După cum poate știți, poate nu știți, există acest dosar făcut de România și de Republica Moldova, se numește dosarul Cămășii cu Altiță, care a fost depus în anul 2021, este în analiză la UNESCO în acest moment și sper și cred și există indicii solide că în această toamnă evaluarea UNESCO va include cămașa cu altiță în patrimoniul UNESCO, iar acest lucru este foarte important. De asta aș vrea să vă încurajez, vorbeam ieri și cu doamna director și să vă spun că aveți tot sprijinul nostru, dar vă încurajez să luați acest model al cămășii cu altiță și pentru Marea Margeșeană, pentru că este păcat. E un simbol atât de puternic al tradiției, al istoriei, al familiilor dumneavoastră, că e păcat să nu facem această maramă cunoscută în întreaga lume. Eu o să vă cer scuze pentru emoția din glas.
cum v-am spus, e primul eveniment la care particip în această postură. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să vă asigur în continuare de tot sprijinul Comisiei UNESCO. Vă mulțumim, doamna Cătălică. Acum am să invit la microfon pe o doamnă foarte dragă nouă. Este vorba despre doamna Banciu, vicepreședintele Academiei Oamenilor de Știință din România. Am participat recent la un eveniment organizat de doamna Banciu, un eveniment de excepție. Vă mulțumim că ne-ați invitat acolo și că am reprezentat împreună Mușcelul și Câmpul Lungul cu mândrie și cu onoare. Vă rog, doamna Banciu. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase pe care le spuneți și despre, mă rog, că ați amintit aici, distințului auditoriu, obârșia mea mușceleană, pentru că, deși nu am trăit aici, deși nu am învățat nicio oră în această zonă, dar pentru că străbunicii mei aparțineau acestei zone, simt că sămânța cosmică a mea este legată de această zonă. De aceea sunt foarte apropiată de Mușcel și sunt foarte mândră de zona aceasta. Vedeți, cum știți cu toții, de aici a pornit reala limbă română de la 1521, prima scrisoare în limba română a Băiului Neacșu către județele Brașovului. Măcar și pentru atât, fiecare dintre noi trebuie să fim mândri că această limbă extrem de corectă, fără niciun fel de sonor, să spunem, moldovenesc sau ardelenesc, este de fapt limba literară, istoria limbii literare române. A venit cu multă bucurie din acest motiv și al doilea motiv, cel instituțional, pentru că Academia Oamenilor de Știință, înființată în 1935 de un ilustru român, de doctorul Angelescu, era fost cel care a militat pentru sat, pentru ridicarea culturii, a făcut 3.000 de școli când a fost ministru între cele două războaie, puțin uitat de sorgintea liberală. Deci, Academia noastră sprijină valorile autentice, iar portul popular, marama populară, ceea ce se întâmplă în Mușcel, înseamnă autentic. Și pentru acest autentic sunt aici cu bucurie și mândrie. Sigur, toți știm că, firește, orice trebuie susținut cu resurse, dar eu cred că există suficiente resurse, dacă sunt bine concentrate, pentru a susține legislativ, cum spunea aici domnul ministru, pentru a susține financiar, să nu uităm că Ministerul Culturii are AFCN-ul, Fondul de Finanțare al Culturii, să nu uităm că se vorbește mult despre școlile vocaționale, deci acele școli care învață meserii, care pot deveni, să spunem, reale surse pentru resurse și, firește, pentru sprijin pentru economie, pentru că ceea ce aveți dumneavoastră pe dumneavoastră aici, din păcate, nu am. Pe mine nu m-a oprit la ușă, dar să știți că rândul viitor voi veni și eu cu un costum popular care l-am de la începutul secolului trecut. În sfârșit, deci tot ce aveți dumneavoastră aici sunt reale valori care pot aduce plus valoare și valoare materială economiei noastre, de ce să nu o spunem. Aș vrea să vă spun că unul din motivele principale pentru care am venit aici, dincolo de cele două pe care vi le-am spus, a fost faptul că, prin amabilitatea distinsei doamne deputat, deputata dumneavoastră, doamna Simona Bucura și a doamnei Iacăt, acum două luni am făcut la București cea de-a 14-a ediție a evenimentului Slove Mușcelene, care s-a desfășurat 13 ani aici, la zilele Câmpului Lungului, dar din motive pe care nu le comentez acum și aici, ultimii doi ani a fost exilat la București, dar în superba clădire a Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, iar acolo, prin amabilitatea doamnei și a doamnei Iacăt, a fost organizată o mică expoziție cu portul dumneavoastră popular. A fost un real succes. Nu a fost real succes acolo, unde au participat reprezentanții ai guvernului, unde au trimis mesaje cei doi miniștri ai culturii, învățământului, unde au participat secretar de stat, membrii Academiei Române, membrii Academiei noastre, foarte mulți directori de instituții de cultură. Toată lumea m-a întrebat cum
de a ajuns acest port acolo, cât de frumos este, pentru că vă mărturisesc, foarte multe din oficialități nu știau de acest port minunat al Argeșului. Eu am venit să mulțumesc public celor două doamne, distinse doamne pe care tocmai am amintit-o, și mai tinerei doamne Elena Iagăr, atât de inimoasă și care promovează cu responsabilitate, cu decență și modestie portul de aici, tradițiile Argeșului, care merită promovate, așa cum am spus, toți cei care sunt prezenți aici. Eu sunt informatician, deci nu pot să spun nimic altceva decât că mi-ar face plăcere ca toate aceste costume să facă obiectul unui site dedicat, chiar intitulat Marama Mușceleană sau simplu marama.ro, și pentru acest domeniu, el se numește domeniul limbajul nostru, vă promit că mă voi ocupa personal, ca Institut Național de Cercetare și Dezvoltare Informatică, să asigure acest site pe care dumneavoastră îl puteți umple, îl puteți face cu tot ceea ce credeți că merită promovat pentru Mușcel. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care păstrați această tradiție și care pe mine și probabil și pe mulți alții mă face să mă simt extrem de emoționată și cu o bucurie intelectuală și emoțională cum rar se întâmplă în viețile noastre, nu tocmai fericite în această perioadă. Vă mulțumesc și vă fericit! Și noi vă mulțumim, doamna Banciu, și pentru sfatul și pentru susținere. Vă rog să-i scuzăm pe doamna Păsărin și pe domnul Lazar, se retrag pentru ședința online și vor reveni curând. Știm sigur că avem acolo în spate scaune, vă rog să vă așezați, să nu stați în picioare. Trecem la etapa următoare a evenimentului nostru, dar nu înainte de a saluta în public prezența domnului subprefect Ciprian Neculescu, de asemenea domnului Liviu Iana, consilier județean și directorul Casei de Cultură Victor Mușatescu din Câmpul Lung. Vă mulțumim, domnule director, că sunteți alături de noi. De asemenea, vreau să salut prezența maestrului Grigore Leșe. Vă mulțumim, maestru, că sunteți astăzi aici. Și acum am să vă spun povestea mea cu privire la Marama de Mușcel. Când am venit la Școala Populară de Arte, în urmă cu 5 ani, am constatat că nici profesoarele de la școală și nici artistele profesioniste de la Doina Argeșului nu purtau marama. Marama era agreată, în schimb, de fetițe de 10, 12, 15 ani. E adevărat că erau frumoase, erau ca niște păpuși. Dar marama era purtată absolut inadecvat. Am început proiectul cu Tanti Viorica Olivoto, proiectul acela de a învăța pe copii să poarte costumul tradițional de Argeș și de Mușcel, și pe băieți și pe fete, împreună cu alt meșter, drag mie, din Caleș, de la Brăduleț. Este vorba despre domnul Tică Vasile. Domnul Tică Vasile cu băieții, doamna Olivoto cu fetele. Au trecut ani, copiii au învățat cumva cum stă treaba cu marama și Dumnezeu, că nu pot să spun altfel, mi-a adus-o într-o zi pe doamna Pali la Școala Populară, care mi-a spus că trebuie să facem o cercetare cu privire la marama de Mușcel. Și că o să vină și o prietenă de-a dumneaei, aici de față, doamna Ligia Fulga, fără de care eu poate că aș fi făcut mai multe lucruri pentru marama și pentru portul popular, dar vă spun foarte sincer că dacă doamna Fulga nu ar fi venit aici, în Mușcel, și nu m-ar fi făcut să devin atât de curioasă și atât de ambițioasă, să retăm împreună cu toții maramei statutul pe care îl merită în întreg ansamblul vestimentar. Cei care sunteți aici, cu toții, ca și mine, suntem de părere că întreg ansamblul vestimentar este valoros. Este foarte promovată în ultima vreme IA, într-un fel sau altul.
Noi cu toții știm că este valoros întreg ansamblul vestimentar, că fiecare piesă de port popular are importanța ei, iar Marama cu atât mai mult. Astfel că doamna Ligia ne-a făcut onoarea să vină astăzi la Câmpul Lung și să anunțe începerea unui proiect de amploare legat de prelucrarea porancicului în România. Și am să o rog pe doamna Fulga să prezinte acest proiect, nu înainte de a o chema alături de noi, pe doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu, care este exponentul Maramei, dacă mi este permis exprimarea, pentru că doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu este singura interpretă de muzică populară care a reprezentat constant și permanent portul de Mușcel, așa cum o știm cu toții. Și mai am aici două reprezentante care fac același lucru. Este vorba despre doamna Daniela Bărbuceanu, pe care eu o admir de mulți ani și vă mulțumesc că ați venit astăzi. Și pe mai tânăra, ca să păstrez tonul, pe mai tânăra noastră colegă și prietenă Creola Stanciu. Doamna Elisabeta, vă rog să luați loc aici, alături de noi, acolo. Și îi dau cuvântul doamnei Fulga. Vă rog. Vin dintr-o zonă care nu e a mea. Ba da, vin într-o zonă de-a mea, vin într-o zonă a dumneavoastră și mă bucur că sunt aici pentru că v-am descoperit de câteva luni bune împreună cu Elena Iagăr și împreună cu Luminița Fali, personalitățile județului dumneavoastră și cu care am reușit să colaborăm în așa fel încât ceea ce ne-a propus în prima parte a întâlnirii noastre să devină un proiect național. Povestea începe cu solicitarea Enciclopediei Britanice de a realiza un material despre prelucrarea borancicului în România. Primul gând a fost spre dumneavoastră, spre zona Mușcel, pentru că știam că sunteți o zonă de excelență și bănuiam că o să găsesc aici multe elemente care pot să susțină valoarea și importanța borancicului în România. Sigur că surpriza n-a fost foarte mare pentru că aceste valori le-am găsit la dumneavoastră și cu mare bucurie am primit și un alt îndemn, acela de a realiza un proiect național, nu numai o documentare pe care am făcut-o în prima parte a anului și materialul a fost trimis spre Londra, ci de a gândi un proiect național care să cuprindă, sigur, România, toate zonele etnografice ale României, vorbesc de Muntenia, Oltenia și Moldova. De aceea eu aici aș fi dorit să prezint într-un mod tehnic proiectul național, ținând cont că sunt colegi și din alte județe, nu numai din Argeș, pentru a începe deja acest proiect și care proiect am dorit să fie preluat de UNESCO pe o formulă care există în programul UNESCO, acela de a salva elementele tradiționale pe cale de dispariție. E fezabil acest proiect, care înseamnă și fonduri pentru susținerea unui astfel de element tradițional pe cale de dispariție. Este Marama, deci știm că Marama există la dumneavoastră în casă, este moștenită Marama, o purtați cu plăcere la evenimente, poate la nunți, la spectacole, dar Marama nu se mai lucrează sau se lucrează de 2-3 persoane. Ne legăm de aceste persoane pentru a arăta elementul viu. Înseamnă că tradiția prelucrării maramelor și prelucrării borangicului
în zonă mai există. Sunteți etalon. Cineva a spus de aici, din prezidiu, că sunteți o zonă etalon. Da, rămâneți o zonă etalon, de aceea începem cu dumneavoastră, pentru că sunt resurse. Dumneavoastră sunteți persoane resurse. Și ceea ce spunea domnul ministru Budăi, eu cred că se poate realiza în urma acestui proiect. Trebuie gândite soluții pentru ca dumneavoastră, cu competențele dumneavoastră din familie moștenite, să reveniți la acest meșteșug într-o altă manieră, sigur, țesând marame sau alte produse din Borangic care să fie căutate în lume și care ar putea să aducă bunăstare zonei. Deci e un proiect în primă instanță, un proiect de cercetare științifică, repet, pe întreaga Românie. Vă aduceți aminte, cei mai în vârstă, că în învățământ exista pe vremea lui Ceaușescu acea obligativitate de a crește viermi de mătase și gogoșile care se rezultau trebuiau să fie date unui centru care le colecta și aceste gogoși se prelucrau în industria mătăsii. În România, industria mătăsii nu mai există. Ea a existat până în 89, după care fabricile de mătase s-au închis, au intrat, cred că, marile fabrici din lume și China este și acum prezentă foarte mult în România. Știți foarte bine că cămășile care vin, acele cămăși așa zise românești, vin din China și sunt vândute foarte ieftin în România și oamenii cumpără astfel de ei fără să se gândească că nu sunt lucrate aici. De aceea și cămașa cu altiță e în atenția noastră, a celor care lucrăm pe patrimoniu imaterial și material, pentru că se dorește o conștientizare a societății românești despre valorile autentice. Cineva vorbea, doamna Banciu, cred că vorbea de autentic. Deci lucrul acesta ar trebui să înceapă să se reînvețe, că trebuie să ne apreciem valorile autentice românești și să le facem cunoscute. Așa s-a întâmplat și cu cămașa și cu designerii de acum, care încearcă să ducă mai departe aceste valori autentice românești și le duc cu mare rezultat. Credem că marama din România poate să devină un element extrem de valoros și de apreciat în lume. Deci aș vrea să înțelegeți că cam asta este scopul, să ajungă în țară, dar și peste hotare, această maramă și de asemenea să reușim într-o formă modernă să creăm locuri de muncă în zonele rurale din România, pentru că avem un precedent. Marama mușceleană, care știți că lucra cu femei la domiciliu, se folosea de resursele specializate din zona rurală, din zona dumneavoastră. Poate în fiecare familie a existat o persoană care a fost angajată la marama mușceleană, dar în Argeș a fost și la Topoloveni, sunt convinsă că a fost și în zona Olteniei și în Cala Severin, deci lucrul acesta a fost întreaga țară și a fost un lucru foarte bun care a dat de lucru unor femei care deja aveau știința lucrului artizanal. Să știți că e foarte greu să reconstitui un meșteșug. Un meșteșug cu
toate etapele lui, cu secretele meșteșugului, cu abilitățile, manualitățile care presupune un lucru de calitate. Ceea ce se vede aici, se vede acest lucru, sunt lucrate excepțional. Nu e un cuvânt exagerat, sunt excepționale pentru, și asta înseamnă maestrie. Deci maestria aceasta dorim să o readucem, să putem din nou să avem generații tinere care să devină maestre. De aceea sunt aici, pentru că cred că se poate. Cred că dacă suntem ajutați, în primul rând logistic și financiar, acest lucru e posibil și am începe cu dumneavoastră. Am începe cu zona Mușcel, pentru că, repet, e o zonă de excepție în Marame, și după aceea am extinde. Dacă avem un succes, va fi un proiect de bună practică, să-l extindem și în alte părți ale țării. Eu aș mai avea o parte tehnică pentru colegii mei care au venit din Muntenia, Oltenia, Caraș-Severin, să discutăm proiectul în detaliu, nu cu dumneavoastră, ci cu colegii etnografi care sunt în alte, lucrează în alte părți din țară. Dar eu sunt impresionată de prezența dumneavoastră, de faptul că purtați maramele acestea excepționale și de faptul că în spatele lor este foarte multă muncă și foarte multă pricepere, și acest lucru, savoir-faire-ul acesta, trebuie să fie repus în drepturi. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim foarte mult! Doamna Micșunica, este momentul aniversar. Am florile acolo undeva în spate, tortul nu știu dacă a ajuns, dacă n-a ajuns o să-l împărțim cu toții puțin mai târziu. Doamna Micșunica, președinta Cooperativei Meșteșugărești, Marama Mușceleană, 50 de ani de activitate neîntreruptă, vă rog. Mulțumesc în mod deosebit doamnei director Elena Iagăr pentru inițiativa organizării acestui eveniment și pentru invitația noastră de participare, și totodată doresc să mulțumesc oficialităților, personalităților, specialiștilor care au ales să fie astăzi alături de noi la un asemenea eveniment. Pentru mine personal este o bucurie imensă, căci după peste 40 de ani de activitate, economist fiind de profesie, în domeniul artei populare și artizanatului, astăzi pot să spun câteva cuvinte despre povestea noastră a Maramei Mușceleană, povestea trecută, prezentă și poate chiar viitoare. Dar în același timp este o onoare deosebită pentru Marama Mușceleană, pentru Cooperativa Marama Mușceleană, căci astăzi am din nou ocazia de a mulțumi din toată inima sutelor noastre de lucrătoare, poate chiar peste 1000 într-o anumită perioadă, din toate zonele Mușcelului, care au ales să fie alături de noi, care prin talent, maestrie, abnegație, perseverență și mai ales prin bunul simț al acestora, au fost împreună de noi, ne-au ajutat să trecem și peste momentele grele și am trăit permanent cu speranța că trebuie să continuăm, în ciuda tuturor greutăților pe care le-am avut în ultimii ani. Și povestea începe la 1 februarie 1972, când a fost înființată Cooperativa Marama Mușceleană cu un profil de artă populară și artizanat. Aș vrea să menționez că în acea perioadă cooperația meșteșugărească, poate cu ceva ani mai înainte,
a hotărât organizarea unor cooperative meșteșugăresc în toate zonele etnografice ale țării. Și dumneavoastră cunoașteți și în Moldova și în Muntenia, iar în Argeș au fost de la 3 cooperative: Marama Mușceleană Câmpul Lung, Muncitoarea Topoloveni și Unirea Meșteșugarilor Curtea de Argeș, devenită Argoms Curtea de Argeș de astăzi. Înainte de a începe povestea, însă aș vrea să fac o mică paranteză, pentru că poate cei mai mulți dintre dumneavoastră nu cunoaște și avea să specific lucrul acesta, ce înseamnă o cooperativă, câte ceva despre modul ei de organizare, pentru că probabil și această formă de organizare a fost cea care ne-a ajutat într-un fel să mergem mai departe. Deci o cooperativă înseamnă o asociere de persoane fizice liber consimțită în scopul promovării intereselor economice, sociale și culturale ale membrilor săi, deci ale membrilor cooperatori. Este vorba despre o asociere la muncă și la capital, la muncă pentru că toate persoanele erau angajate la cooperativa Marama Mușceleană, deci oamenii aceștia au avut cărți de muncă. Am uitat să spun că pe lângă aceste două secții, deci noi am mai avut două secții de țesături de covoare înnodate, deci covoare manuale, pe care mulți dintre dumneavoastră le vedeți astăzi chiar la Palatul Parlamentului, la Cotroceni, deci sunt covoare țesute manual. Atunci producția de covoare era oarecum subvenționată de stat, pentru că 100% era export. Și mai aveam încă două secții de artizanat lemn. Ce înseamnă artizanat lemn? Ce făceau căsuțe, fântâni, poate dintre noastre le vedeți prin casele bunicilor dumneavoastră. Și urma și secția de pictură, pentru că toate aceste produse erau pictate manual. Deci cam așa s-a desfășurat activitatea noastră. Exista desfacere pentru întreaga producție până la începutul anului, după 1990, cum a survenit modificarea pentru întreaga economie. Noi am ajuns în situația în care aveam producție mare pe stoc, nu mai exista cerință pe piață, pentru că tot ceea ce făceam noi trebuie să aibă o finalitate economică. Noi trebuia să plătim salarii, să mergem mai departe, să existăm. Și atunci a existat așa ușoară migrare, se spun. Doamnele mai tinere au încercat să treacă către alte meserii și noi, ca să menținem activitatea de artă populară, le-am recalificat, am făcut broderie, croitorie. A fost o perioadă destul de dificilă, iar cele care erau mai în vârstă au continuat să rămână alături de noi până când au ieșit la pensie sau chiar și după aceea, pentru că multe dintre dumnealor s-au dus din această viață, plecând cu secretul acestei meserii. Cam aceasta este povestea după 90. Au fost câțiva ani de cădere, așa spune, din punct de vedere economic, vreo 10 ani de zile. După anul 2000 a început să se revigoreze oarecum această activitate. Vreau să vă spun că a existat o perioadă când doamnelor lucrătoarele noastre le era rușine să spună că țin țesătoare. Existau alte meserii, existau în fabrici, ele doreau să facă altceva. De asta, până la urmă, cele tinere n-au perpetuat executarea și să țeasă mai departe. Apoi, prin anul 2000, asta vă spun, a început să existe cerință de piață, au început să apară din nou magazinele și oameni care au dorit să promoveze și să meargă mai departe cu frumosul. Au existat foarte multe solicitări din partea căminelor culturale, organizațiilor de dansuri, școlile de copii și am putut să continuăm mai departe tradiția. Astăzi am ajuns în momentul în care pentru două meșteșuguri deosebite nu prea mai avem lucrători. Este vorba de țesutul fotelor, unde nu mai sunt continuitoare, și este vorba despre maramă. Vreau să vă spun că în toată această perioadă după 90 a dispărut întâi materia primă de bază care era colorantul, pentru că bumbacul care se cosea a început să curgă, nu mai era calitatea, borancicul nu mai era, nu se mai găsea. Până când am descoperit noi importul de China la mărgele, la catifea, la borancic și la altele, deci a trecut foarte mult. Și probabil și asta a contribuit oarecum la migrarea forței de muncă către alt domeniu și pe lângă asta, îi spuneam domnului ministru de dimineață cu scuzele de rigoare, a existat cumva și o legislație a muncii puțin dură față de lucrătorii cu munca la domiciliu, în sensul că
aici este o meserie unde nu poți să faci productivitate. Totul depinde de cât poți lucra de îndemânarea și de măestria fiecăruia. Ori să realizezi salariul minim, este deosebit de greu. Produsul nu se vinde la valoarea la care ar trebui să fie pe piață. Ori oamenii aceștia trebuiau să primească salarii. Și cam așa am ajuns în prezent. Eram mai acum câteva luni de zile, discutam cu colegele cu care sunt aici de la începutul activității noastre, ce va mai fi după noi? Nu mai avem speranță, nu mai avem continuare. Dar astăzi, și nu numai astăzi, mi-am dat seama că în zona Mușcelului există câteva persoane în care am toată încrederea că lucrul va continua. Este vorba de doamna Carmen Bârloiu, pe care o așa, de doamna Elena Iagăr, doamna Cristina Chiriac, care și dânsa mușceleancă ajută la promovarea tradiției mușcelene și, cum să spun, obligația noastră este că trebuie să-i susținem, să meargă și să mai continue. Am recomandat cu cea mai mare plăcere pe una, două dintre lucrătoarele noastre, în care am toată încrederea, care, deși sunt mai noi, cu siguranță vă vor ajuta să continuă acea... Poate nu la nivelul la care l-am făcut noi, pentru că să știți că există cerință pe piață mare. Adică mi-am dat seama că în ultimii ani sunt foarte multe persoane care vor să poarte un lucru de o calitate deosebită, o ie scumpă, valoroasă. Vor să poarte marama ca pe un produs de lux, nu neapărat numai la costumul național. Doamna Cristina Chiria cunoaște acest lucru. Deci pe lângă sunt foarte, foarte mulți tineri care aleg să poarte la evenimentele principale din viața dumnealor și nu numai marama ca un accesoriu de cea mai bună calitate. Și în final, îmi cer scuze că astăzi n-am purtat un costum național, dar am vrut să se vadă în toată splendarea lor costumele dumneavoastră, iar data viitoare și eu am să-l port cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc din tot sufletul și v-am spus încă o dată, sunt impresionată de acest eveniment și de această sărbătoare. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și vă urăm la mulți ani încă o dată. Salutăm prezența în public a doamnei Iulia Gorneanu, care a dus marama în portul urban actual. De asemenea, vreau să mulțumesc presei din Câmpul Lung Mușcel, care este prezentă astăzi alături de noi la eveniment, și nu în ultimul rând să mulțumesc televiziunii române, care se află aici și preia acest eveniment, care se va regăsi într-o emisiune viitoare intitulată Popasuri Folclorice. Și înainte de a-i da cuvântul doamnei Cristina, am să... îi dau microfonul domnului ministru, că înțeleg că vrea să intervină. Mulțumesc! Pentru că vreau să fac într-un mod colegial și constructiv, vă permiteți-mi să rămân așezat și să discutăm. Doamna Cristina, cred că poate, sau Corina, nici nu mai știu cum să... Doar Cristina. Cred că m-a cunoscut extrem de bine și cred că și-a dat seama că sunt un timp pragmatic și vreau să găsim soluții împreună. Am văzut foarte multe neajunsuri în ceea ce ați spus, dar mă leg de ceea ce am spus eu la un moment dat, vrând să fiu simpatic în fața doamnei businessman, să zic așa. Ați spus că există o cerere. Asta este un lucru de care trebuie să ne agățăm. Haideți să începem. Vă lansez o provocare și vă dau un exemplu pe care l-am făcut deja la Ministerul Muncii în județul Bihor. Am avut o bursă a locurilor de muncă care s-a derulat într-un parteneriat cu Inspectoratul Școlar, cu Ministerul Educației, dar și cu oamenii de afaceri din oraș. Vă explic cum s-a derulat. Oamenii de afaceri din oraș care își căutau angajați, i-am provocat să vină acolo chiar cu un strung, să le arate copiilor ce înseamnă un strung, că la strung astăzi nu mai pleci de acolo murdar de vaselină și negru din cap până în picioare. Au venit cu un utilaj extrem de frumos care imita buldozerul, trei monitoare excepționale cu manete, cu tot ce înseamnă, exact parcă era într-un buldozer. Au venit cu utilajele agricole, au venit cu drone care... lucrează pentru agricultură, mă refer la numai la irigat, cât și la stropit. Și au venit în general universitățile și liceele de specialitate cu
oferta lor de, a califica aceste persoane, a-i școlariza, dar au venit cu tehnologia la acest târg de, de lucru, de, al locurilor de muncă, care de fapt era o bursă. La sfârșitul acestui eveniment, m-a întrebat presa cum aș denumi acest eveniment, presa de Mihor, și am spus că aș numi Să îndrăgostim tinerii de meserie. Haideți să facem un eveniment, la fel cu cooperativele meșteșugărești, Să îndrăgostim tinerii de meșteșug. Și mai aveți parteneri aici, prin Ministerul Muncii, avem, putem veni și cu un sprijin chiar pentru tinerii pe care cooperativele meșteșugărești angajează și aveți la dispoziție o convenție pe care o puteți încheia cu Ministerul Muncii, astfel încât să primiți o subvenție de, în valoare de 2250 de lei pe fiecare tânăr angajat pentru o perioadă cuprinsă între un an și doi ani lunar, această subvenție. Și haideți împreună, vă lansez această provocare, Să îndrăgostim tinerii de meșteșug. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, domnul ministru, Să îndrăgostim tinerii de meșteșug și să plece această frumoasă poveste de dragoste de la Câmpul Mușcel. Lucrurile încep să se miște mai repede decât credeam. Doamna Banciu are deja o veste bună pentru noi. Vă rog, doamna Ademice. Că am păstrat-o, cum zic francezii, pe la bon bouche. Domeniul maramamuscel.ro este oficial înregistrat în Registrul Național de Domeniu Top Level al României. Vă mulțumim! Am vrut să dau eu ultimul veștile bune, dar uite că nu mi-a mers. Să rămână! Domnul ministru, o să mai vin cu ceva, dar mă gândesc. Cu tot respectul, să știți că și la evenimentele publice, ca și în familie, femeile totdeauna ultimul cuvânt. Mulțumesc că mi-ați stricat ziua. Știam asta, dar se putea să nu... Vreau să fac o mărturisire. Trecem într-un alt registru. Am primit la un moment dat o invitație din de la conducerea Dacia. Și i-am întrebat, dar de ce eu? Știți care a fost primul răspuns? Suntem foarte interesați de oameni politici femeie. De ce? 80% din deciziile de cumpărare în familie sunt decizii influențate de femei. Mulțumesc frumos, asta a fost pentru mine azi. Dar, domnul ministru, dumneavoastră sunteți privilegiat. Priviți toate doamnele de la Câmpul Lung și priviți cât de bine sunteți primit, apreciat și susținut de comunitatea de femei din Câmpul Lung Mușcel. Prin urmare, dar să știți că asta trebuie să fie și dragostea din tâi, dar și aia care rezistă într-o căsnicie care te leagă. Deci la Câmpul Lung trebuie să facem proiectul de dragoste pentru meserii. Mulțumim! Ca să avem o posibilitate, au continuare a dragostei de meserie, o invităm pe doamna Cristina Chiriac să ne spună câteva cuvinte despre ce înseamnă antreprenoriatul în acest domeniu, după care am să vă rog, doamna deputat, să interveniți. Chiar dacă am încălcat protocolul, dumneavoastră la Câmpul Lung sunteți acasă și atunci veți avea ultimul cuvânt aici. Astăzi nu pe primul sau pe ultimul cuvânt este competiția, ci pe cât de mult putem să facem pentru tradițiile noastre. Eu vreau să-i fac o invitație doamnei Cristina Chiriac, dânsa este cu adevărat acasă. Am întrebat-o aseară, doamna Chiriac, de când veniți? Păi vin cu o seară înainte. Păi și ne ocupăm de cazare, vă preluăm? Nu, că eu sunt acasă, stau cu părinții, să mai văd și eu părinții. Să știți că suntem onorați de faptul că sunteți aici. Vă mulțumim pentru tot ceea ce face și pentru Câmpul Lung și pentru zona Mușcelului, dar și pentru tradițiile românești. Și vă rog să facem schimb de locuri și să veniți dumneavoastră aici în locul meu și eu trec pentru moment în locul dumneavoastră. Îmi face plăcere să vă las lângă domnul ministru Budăi, știind că proiectele de succes și dragostea care rezistă pot fi făcute doar împreună. Vă rog, doamnă. Bună ziua și bun găsit!
așa cum a spus doamna deputat Simona Bucura, pe care o apreciez și care îi mulțumesc, eu sunt acasă. Fiecare bucată din pământul acesta pe care călcăm vibrează în mine. Eu n-am plecat niciodată de acasă. Atunci când sunt pravocală în București, oamenii care știu că sunt mușcelancă îmi spun: sunteți cumva din Lerești, că sunteți gușată. Și cei de aici știți foarte bine că câmpulungenii în mod special, dar argeșenii în general, sunt extrem de drepți și au valori puternice, morale. Sunt oameni de caracter. Suntem o castă deja și peste tot unde am fost în lume, acolo unde am defilat cu costumul popular românesc, fie că a fost vorba de New York, Paris, Milano, Barcelona, Tokyo, Shanghai, chiar și la Moscova, a fost o onoare și de fiecare dată mediul de afaceri și mediul diplomatic mi-a spus că cel mai bun ambasador al României ar trebui să fie costumul popular. Nu m-am dezis niciodată. Nu m-am dezis niciodată. Și poate că acesta a fost tatuul meu cel mare, de faptul că sunt româncă. Nu m-am dezis niciodată că sunt din Mușcel, dimpotrivă. Am primit acum 5 ani de zile cu mândrie titlul de onoare al de a fi cetățean de onoare al municipiului Câmpul Lung. Tocmai pentru că promovez costumul popular și în special IA. La bază sunt economist, așa cum spunea foarte bine și doamna Micșunica. Sunt doctor în economie, în științe economice, fac cu totul alte lucruri. Dar a venit un moment în viața mea când mi-am dorit să fac mai mult pentru cei de acasă. Și acel moment a fost când am realizat că am capacitatea și puterea să promovez ce are Mușcelul mai de preț. Eu sunt îndrăgostită de Teodor Aman, de poveștile lui Nichita Stănescu, care a fost îndrăgostit la rândul lui de Câmpul Lung Mușcel. Merg pe pământul ăsta, vibrez și sunt recunoscătoare că m-am născut aici, unde limba și graiul românesc este în cea mai pură formă pe care România o are. M-am zbătut, ăsta este cuvântul. La propriu, mulți n-au înțeles. La început am primit tot felul de ocare și știți prea bine ce înseamnă cuvântul acesta, că n-am studii etnografice în domeniu, că nu promovez cum trebuie, dar tot ceea ce am făcut a fost din iubire și din pasiune. După care am început să studiez, așa am aflat că fetele nemăritate, conform portului și culturii tradiționale, nu poartă și n-au voie să poarte marama pe cap. Așa am învățat că nu există ea, există cămeșă. Așa am învățat că ea are un rost de la cer la pământ. Așa am învățat ce înseamnă simbolurile tradiționale. Am învățat să mă feresc de ochi, purtând o ea cu o anumită simbolistică. Și uite, așa am început să culeg femei și, repet din nou, doamna Micșunica știe foarte bine ce vorbesc, din întreaga Românie, ca să ducem mai departe portul popular. Cererea, și bărbații poartă, cererea se educă prin promovare. Cererea se creează. Cererea trebuie respectată. Și în momentul în care o să învățăm să purtăm cu mândrie și să apreciem munca celor care au cusut. Eu am astăzi pe mine o cămeșă reprodusă după un model autentic de 110 ani. Este cămeșă de nașă din Pitești. S-a muncit la ea o lună și jumătate. Am încercat cu șezători ca să promovăm mai departe, pentru că, așa cum bine știți, meseriile populare, cele profesionale, sunt pe cale de dispariție în România, pentru că nu mai sunt la modă. Nu pentru că n-am avea sau n-am putea să creăm cadrul legislativ, dar moda trebuie să o creăm noi. N-am mers.
am creat un festival, se numește România Autentică, este marcă înregistrată prin intermediul căruia eu am promovat costumul popular, tradițiile și meșteșugurile. Din păcate n-am putut să o fac la Câmpul Lung, că n-am găsit loc, deși sunt Câmpul Lungeancă. Am început în comuna lui Constantin Brâncuș, am continuat la Brașov, am continuat la Iași, am primit alte oferte, dar la Câmpul Lung n-am reușit. Poate o facem împreună, anul acesta, pe 24 iunie. Am strâns ultima dată 70.000 de oameni îmbrăcați în costume populare. Am plâns pe scenă. Le-am mulțumit. Vorbim deseori de ceea ce ne dorim să facem. Dar putem să suflecăm mâinecile și fiecare, dacă ar face câte puțin, lucrurile s-ar schimba. Ce avem noi aici, în bazinul acesta etnografic, este magnific. Dacă am încercat să promovăm mai mult, nu doar portul, vilele magnifice pe care le avem, copacii seculari, poveștile din perioada interbelică, ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, să ne aducem aminte că oamenii veneau în această zonă și mă refer la mari cărturari, mari politicieni ai României, nu doar din perioada interbelică, și antebelică și postbelică, veneau aici să se trateze. Avem râuri cu apă lină, cristalină, oameni fantastici. Ar trebui să dezvoltăm sistemul de pensiuni. Mâncarea este fabuloasă. Eu trăiesc și de fiecare dată când mă duc oriunde, în orice parte aș fi, vorbesc de mușcel. Ați văzut și domnii distinși oaspeți de astăzi. V-au spus că sunt de la Botoșani, că sunt de la Bacău. Sunt mândri de origini. Haideți să facem o mișcare. Fiecare poate să facă lucrul acesta. Să ne întâlnim mai des. Evenimente ca acestea pot fi create măcar o dată pe lună. Trebuie aplaudat efortul celor care se încăpățânează, indiferent dacă o fac foarte bine sau mai puțin bine, să promoveze România în definitiv. Pentru că acesta este scopul culturii. De a nu uita ce fel de oameni suntem, care ne sunt valorile și să le promovăm. Pentru că e plină țara de non-valori. Dar avem atât de mulți oameni valoroși care din modestie sau din prea multă cumințenie stau în banca lor. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat astăzi. Vă felicit că ați reușit să mă aduceți încă o dată acasă și să-mi aduc aminte de toți acei oameni care mi-au modelat și remodelat în fiecare zi caracterul. Să o țineți tot așa. În încheiere am să-i ofer microfonul doamnei Simona Bucura Oprescu. Și vreau să mai mulțumesc cuiva. Vreau să mulțumesc comunității din Berevoiești, da, doamnei Luminița Brânză, pentru că ne-a ajutat să aducem aici o serie de tablouri din Muzeul Satului, care au valoare de document etnografic, pentru că înfățișează femei care poartă marame. De asemenea, a mai venit și domnul pictor Marinescu cu două lucrări proprii, și nu în ultimul rând, doamnei Gabi Buliga, fata pictorului Ștefan Chioreanu, care are de asemenea expuse aici două tablouri extraordinar de frumoase. Vă mulțumesc foarte mult, doamna deputat! Îmi cer iertare față de cei de colegii noștri pe care noi putem privi acum. Îmi doresc să vă pot privi cât mai bine și să fiu cât mai aproape de dumneavoastră. Consider că întâlnirea noastră de astăzi este ca o mărturisire și ca un testament. Mărturisirea este legată de identitatea noastră, de cine suntem noi.
cu fiecare celulă a ființei noastre, cu tot ceea ce ne-au dat moșii și strămoșii noștri, istoria, tradiția, cultura, dar portul popular românesc, bine cunoscut, portul mușcelean, cel care reprezintă un element de identitate pe care fiecare dintre noi îl cunoaștem și ne dorim să-l ducem mai departe. Este o mărturisire despre cine suntem, dar mai ales un testament că ne dorim fiecare dintre noi ca România să respire viitor, că suntem conștienți că dacă avem o atitudine de înfrânți și viitorul nostru va fi înfrânt, și dacă ne dorim ca România să respire viitor, iar viitorul să țină de acel prezent continuu, de tradiție, de ce avem mai scump și mai autentic, este obligația noastră ca fiecare dintre noi să ducem mai departe tradiția și meșteșugurile românești. Astăzi este despre marama mușceleană. Astăzi este despre fiecare dintre femeile de la marama mușceleană care au scris poveștile de la naștere, de viață, de dor, de moarte, dorurile ale anului, au scris istoria noastră cu acul, cu migală, cu răbdare, punând din viața dânselor în istoria scrisă pe straiele noastre populare, pe iile, pe cămășile bărbătești, pe marame, pe fiecare dintre elementele de port popular atât de speciale pe care noi le avem aici. Astăzi este despre marama mușceleană și despre fiecare dintre femeile care au lucrat la marama mușceleană și care au făcut ca în România să avem încă costume populare în care ne putem îmbrăca și în multe locuri ale lumii România să fie reprezentată prin elemente de costume populare care sunt purtate. Ar fi incredibil să vedem această sămânță pe unde a ajuns. Sunt convinsă că pe fiecare continent al lumii există cel puțin un element de port popular românesc creat la câmpul lung. Acesta este un miracol. Un miracol la care noi trebuie să contribuim să dăinuie. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră aveți acasă cel puțin un element de costum popular pe care l-ați moștenit de la bunica, de la străbunica, de la străstrăbunica. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră aveți cel puțin o taină a vieții dumneavoastră, nașterea, cununia, moartea, în care dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră a avut un element de port popular. Astăzi îmi doresc, ca și datorită întâlnirii de la Câmpul Lung, în primul rând noi să realizăm care este forța noastră, să realizăm ce ne leagă, să ne realizăm că suntem o comunitate, să realizăm ce am primit și datorită celor de la marama mușceleană care frumos au spus că în acea perioadă de negare a tradițiilor de după 90 au dus o adevărată luptă să continue meșteșugul, să ne bucurăm că suntem în 2022 și că încă mai avem ceva, să-l recuperăm și să acționăm împreună pentru a-l pune în valoare. Trebuie să gândim un proiect de Câmpul Lung și de marama mușceleană. Trebuie să gândim împreună acest proiect prin care să înțelegem că numai un efort disciplinat, cu muncă și cu dragoste de meșteșuguri pot duce la rezultat și de la faptul că va trebui să avem din nou duzi și apoi să avem vierd de mătase și apoi să avem o mică industrie de prelucrare și apoi să avem mâinile măiastre ale celor de la marama mușceleană, astfel încât să reușim să trecem de la dragoste de meșteșug, de identitate și de tradiție, să înțelegem că într-o lume competitivă
noi avem bogății de tezaur care pot fi puse în valoare inclusiv economic, care pot crea locuri de muncă, care pot să se impună într-o lume din ce în ce mai competitivă, pot aduce venituri, pot crea locuri de muncă și pot duce tradiția noastră mai departe. Eu vă propun să facem acest efort împreună. Și să nu uităm nicio secundă că suntem la Mușcel și știți că în Argeș există încă o dispută între noi argeșenii. Care a fost prima capitală? Câmpul Lungu sau Curtea de Argeș? Istoricii spun Câmpul Lungu. Există aici, în Argeș, la Mușcel, acel document la care s-a făcut deja vorbire, primul despre care s-a făcut deja vorbire, scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, 21 iunie 1521, primul document cunoscut, recunoscut în limba română, acea poveste frumoasă de dragoste despre care Nichita Stănescu spunea, spunând că la Câmpul Lung se vorbește cea mai curată limbă română. Suntem în Argeș, care a dat 8 prim-ministri, este județul cu cel mai mare număr de prim-ministri din România. Dar gândiți-vă, suntem astăzi la Vila Golescu. Vasile Golescu a fost penultimul descendent al familiei Golescu. Ultimele descendente au fost domnișoarele pe care am avut onoarea să le cunosc. Domnișoarele Golescu aici, la Câmpul Lung. Vasile Golescu a fost cel căruia îi datorăm, după ce și-a finalizat studiile la Paris, a venit și și-a creat această casă mușceleană și mă bucur să văd pe doamna arhitect acolo. Și avem o casă mușceleană plină de casă mușceleană. Avem o casă în arhitectură neoromânească plină de simboluri, dar mă voi opri la unul singur, pe care îl regăsim și la Conacul Goleștilor, îl regăsim și la Vila Florica și la biserica de la Vila Florica. Este acel simbol al Sfintei Treimi, acel brâu format din cele trei, vedeți, acest brâu de piatră pe care îl vedem pe fațada clădirii, acest simbol al Sfintei Treimi care ne spune, ne vorbește fiecăruia dintre noi că lucrurile care rămân se pot face doar împreună. Și atunci, plecând din acest loc frumos, un parc unic, a fost un fel de inginer agronom, fiindcă și-a făcut studiile la Paris, École des Hautes Études de Forêt, pe care a făcut acest parc, care este unul dintre cele mai speciale din România. Avem arborele lalea aici. Și să ne gândim că suntem într-un loc binecuvântat, la Câmpul Lung Mușcel, cu o moștenire prețioasă pe care suntem obligați să o ducem mai departe. Și atunci, rugămintea pe care vă adresez e să nu uităm nicio secundă, că așa cum portul de Mușcel a fost costumul de înaltă ceremonie al reginei Maria, iar regina Maria de fiecare dată punea în valoare atât de frumos și de bine marama mușceleană și o etala. Sunt fericită că și noi astăzi ne-am etalat împreună maramele. Mulțumesc încă o dată fiecărei persoane care a contribuit la ceea ce s-a întâmplat astăzi la Câmpul Lung Mușcel. Sufletul întâlnirii noastre de astăzi a fost și este doamna Elena Iagăr și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Dar atât prilejul cât și continuarea sunt reprezentate de marama mușceleană și așa cum domnul ministru ne-a spus mai devreme, vă rog să fie dragoste care ne leagă pe viață și care și pe toți. Și vă mai spun ceva. Băiețelul nostru a fost îmbrăcat într-un costum de la marama mușceleană la botez. Toți am fost îmbrăcați în port popular, dar el, cum spunea bunica mea, era cât o lingură. Și a avut un costum popular, bineînțeles că l-am și acum, pe care îmi pare foarte rău că nu l-am adus astăzi la Câmpul Lung, dar care reprezintă pentru mine o bijuterie, un filigran făcut cu acul. Ceva absolut splendid. Vreau să vă mai spun că, discutând cu doamna Iagăr despre evenimentul ăsta,
Mi-am amintit un lucru despre care dânsa spune că știa, dar că sunt prima persoană pe care o întâlnește care mărturisește că i s-a și întâmplat asta, atunci când m-am măritat, când am ieșit din biserică, fără să ni se spună dinainte, să știți că ne-am și speriat atunci, ne-am trezit cu bunica mea, care ne-a legat cu o maramă. Este obicei de la noi din Mușcel, care spune ce Dumnezeu a legat omul să nu mai despartă și că trăinicia căsniciei vine de la firul de borangic care leagă căsnicia. Ei bine, eu am rămas legată, suntem căsătoriți de peste 21 de ani, dar a fost cumva o redescoperire a obiceiului pe care eu trăindu-l nici nu l-am realizat cumva. Doamna Iagăr mi-a spus, este ceva senzațional că în sfârșit întâlnesc o persoană căreia chiar i s-a întâmplat asta. Am aici fotografia pentru cine dorește, am mărturia, am fotografia, vă pot arăta și am și marama și pot să vă spun că în satul meu încă există persoane care se duc duminica la biserică îmbrăcate în păr popular și punându-și marama. Doamna Vlădov, vă rog, veniți încoace. Și vreau să vă spun că străbunica mea a fost înmormântată în păr popular și cu maramă. Mi-aș dori, am vorbit mai mult decât îmi propusesem, am avut senzația, culmea, nu știu, aș vrea cumva să ne integrăm fiecare cu fiecare și să putem comunica și cu toate că fiecare dintre cei care au vorbit înainte au vorbit extraordinar, am avut senzația că vorbim prea mult. Și am zis, nu, eu astăzi o să fiu scurtă, nu o să vorbesc mult, o să am un mesaj foarte scurt. De fapt, până la urmă n-am avut un mesaj scurt, dar vă rog să mă credeți că fiecare dintre lucrurile pe care le-am spus sunt lucruri la care țin și pe care îmi doresc, așa cum am spus mai devreme, să le facem împreună și fiecare dintre noi să avem o contribuție. Mi-am dorit să fie astăzi împreună cu domnul ministru Budăi și domnul ministru Daia. Din păcate nu a putut să vină, fiindcă astăzi este ședință de guvern. Domnul ministru a avut un efort extraordinar să fie astăzi aici și vă mulțumim foarte mult. În acest timp, în timp ce noi vorbim, la Palatul Victoria este ședință de guvern, dar domnul Daia mi-a promis că va susține zona Mușcelului cu tot ce se poate pe partea de sericicultură. Mi-aș dori ca împreună să contribuim împreună cu specialiștii în etnografie, împreună cu autoritățile, împreună cu domnul ministru Butăi, cu doamna Cătăuță, astfel încât să devină element UNESCO și marama de Mușcel și cu antreprenorii feminini de succes. Și o avem pe mușceleanca noastră, pe doamna Chiriac, și cu simbolurile pe care le avem despre cum se poartă portul românesc, chiar adaptat la ținuta urbană, și să știți că eu vă admir și vă plac foarte mult, aș vrea cumva să ducem mai departe această prețioasă lecție pe care ne-a dat-o fiecare dintre doamnele care au lucrat la marama mușceleană și să știți că consider că fără această doamnă de forță și la Câmpul Lung, ca în multe alte locuri din România, s-ar fi ales praful. Vă rog să o aplaudăm cu toată puterea noastră și să facem tot ce putem pentru dragoste de meșteșuguri. Mulțumim, domnul ministru, să știți că ne-ați dat expresia cheie de astăzi. Vă mulțumesc frumos! Permiteți-mi să spun că înaintea doamnei am fost eu legată cu marama de borangic în 1980. Îmi pare rău că recunosc, dar este bine și frumos, nu? Să știți că, da, am această poză, vă dovedesc că am și eu așa o fotografie alb-negru în 1980, nu era în culoare. Doamna farmacist, eu vă invit să ne aduceți fotografia, ca de altfel pe toți de aici, dragul, din public, sigur. Și pe prietenii, da. Și pe vecinii voștri care astăzi n-au reușit să ajungă sau cei care vor veni acum după ora 12, pentru că mai avem foarte multe cadre didactice care n-au reușit să vină până la ora asta, vor ajunge undeva între 12 și 12 și jumătate. Toți cei care aveți astfel de fotografii cu valoare de document etnografic,
vă rugăm să le aduceți ca să se regăsească într-un album dedicat Maramei de Mușcel, împreună cu fotografiile dumneavoastră, cu portretele dumneavoastră, doamnelor, care purtați aceste marame splendide. Așa cum am spus, se vor regăsi într-un album al acestui eveniment.